Acum Manea încearcă o pasă pentru Dumitrescu. Majoritatea atacurilor celor de la CSU Otopeni sunt construite pe acest flanc drept, unde de multe ori Dumitrescu este unul dintre ultimii mohicani ai echipei care vara trecută retrograda, sau mai degrabă era retrogradată în Liga a doua. O echipă care produce însă în continuare fotbaliști de valoare. Este bine cunoscut faptul că Sportul Studențesc a fost în ultimele 5-6 sezoane o adevărată pepinieră pentru cluburile mari din fotbalul românesc. Foarte mulți jucători plecați, practic, dacă sper să nu exagerez, în cel puțin două echipe vândute de patronul Sportului Studențesc, Vasile Șima. Cu toate acestea, au rămas încă destui jucători talentați cu care Sportul și-a propus în acest an să atace promovarea. O promovare care, cel puțin după rezultatele înregistrate în presezon și în prima etapă, pare a fi un obiectiv posibil. Și-a plecat și l-a lăsat pe Varga, pe Dacian Varga, să execute această lovitură de colț. Este o execuție pentru un jucător de piciorul stâng. Trimite Varga în centrul careului de 16 metri și o reluare cu o intervenție foarte bună. Să vedem acest contraatac al Sportului Studențesc. Nu este offside, o cursă a lui Ciobotariu, blocat în ultimul moment de Vitinia. Foarte bun tackling-ul portughezului. Dacă stăm să ne gândim la valoarea fotbaliștilor care an de an apar în curtea celor de la Sportul Studențesc, nu întotdeauna însă au doi meșteri făurari, da, să le spunem. Dar nu întotdeauna Dumitru fotbaliștii Manea, fotbaliștii de valoare pot să-ți aducă și promovările. Dumitru Manea și Cornel Jurcă sunt doi antrenori celebri pentru faptul că au știința de a crește copii. Jocul continuă. Varga s-a oprit la un moment dat, aștepta fluierul arbitrului. Rămâne la balon, combină cu Rusescu, intră în care un șut și respinge Niculescu. Surprins golkeeperul celor de la Sportul Studențesc. Ocazie bună pentru CSU Otopeni. De fapt, cele mai bune ocazii, cele mai mari în această primă repriză, au fost trecute în contul oaspeților. Cât de ușor a trecut Rusescu de Kazan. Iată-l pe Rusescu, din nou o execuție superbă. Pasă la marginea careului, Manea, șut peste. Cum pe Vitinia. Bună centrare, probleme pentru Niculescu și până la urmă Secăreanu reușește. Celor de la Sportul Studențesc au pus în poziții favorabile pe oaspeți acestei confruntări. Gazdele cu Niculescu în poartă, Oaie, Ciobotariu, Secăreanu, Ferfelea, Patriche, Ghingă, Varga, Nicola, Kazan și Marius Postolache. O echipă pregătită de româno-canadianul Eduardo Bădescu. Are de el pe cale o intervenție mai puțin inspirată a lui Oaie. Acum Corcoveanu în careu, pe jos, Rusescu un dribling și este offside. O semnalizare simplu. Să vedem ce se va întâmpla la această lovitură de la colțul terenului. Mingea ajunge la Secăreanu, întoarce pentru șutul lui Dacian Varga în blocaj. Din nou o minge trimisă spre careul de 16 metri și pleacă acum pe contraatac cei de la CSU Otopeni. Corcoveanu pentru Cale, poziție regulamentară a lui Cale, însă se apără bine Kazan. În speță, pentru că o asemenea lovitură liberă trebuie tratată cu multă seriozitate. Dacă o ratezi, ai probleme din punct de vedere al moralului. Întreaga echipa Sportului Studențesc formează zidul în fața celor de la Otopeni. Probabil va fi o pasă scurtă a lui Mărgărit pentru Manea și Rusescu se află acolo. Va fi cu siguranță o schemă. Portarul, iată-l pe Niculescu. Manea este cel care șutează în zid, scapă cu fața curată Sportul. Rusescu, șut, s-a aruncat acolo Patrick, ca la hockey. Balonul rămâne. Să ne reamintim de acel sezon 87-88 cu 1-0 și 2-1 cu Katowice, apoi Brombi, un meci senzațional și apoi o eliminare în fața celor de la Hellas Verona. Schimbare așadar la Sportul cu numărul 20. Este oarecum surprinzător Varga, unul dintre jucătorii de bază ai echipei studențești. L-am văzut pe Varga aruncând o privire spre banca tehnică, nedumerit jucătorul celor de la
Iată-l acum pe Ferfelea, un dribbling, pasă. Intervenția lui Oaie elegantă. Combinație cu Ciubotariu. Oaie în centru pentru noul intrat stângă. Iată-l pe Ciubotariu și o intervenție. Este greu de creat probleme apărării celor de la CSU Otopeni. Să vedem această acțiune de atac. O minge. Abdeleanu este contrat de Cristi Ciubotariu. Liviu Ciubotariu, tehnicianul celor de la Otopeni, explodează pe margine cerând un fault. Iată pe Ciortea. Multe pase greșite. Acum Nicola. Un pas în centru. A fost o combinație cu Ferfelea. Din nou Nicola. A traversat practic terenul. Nicola acum un șut sănătos. Este aproape de flacul stâng și 1-0. Nicola a alergat direct pe banca de rezerve și s-a aruncat în brațele lui Eduardo Bădescu. Bucurie de nedescris în regie pentru fotbaliștii Sportului Studențesc. Un șut de la 27-28 de metri și din minutul 62 Sportul Studențesc suferit în dese rânduri după multe pase greșite și un joc. Iată pe Dumitrescu, o centrare blocată foarte bine de Ghingă. Dicu nu poate să-l depășească. Mânată de Eduardo Bădescu, pe care a vrut să o facă înaintea golului marcat de Nicola. Iată, iese Cristi Ciubotariu, Corcoveanu și Vitinia. Centrarea portughezului în careu, pericol la poarta gazdelor. Dicu s-a încurcat, faza nu s-a încheiat. Mărgo Custos era însă cu spatele și nu a văzut acest lucru. Iese într-adevăr Nicola, nu vrea să riște Edi Bădescu o eventuală agravare a accidentării pe care a suferit-o în urmă cu câteva minute. Autorul singurului gol de până acum este vorba de mijlocașul Sportului Studențesc, Nicola. Iată-l pe Vasile Nicola, aplaudat de spectatorii. Careu iese Niculescu și boxează până la Dumitrescu. Îl are în dreapta pe Manea. Dumitrescu centrează din nou, iese portarul, pericol și este gol pentru Otopeni. Un gol care... L-aveți în imagine, un jucător de 26 de ani. Așadar, ocaziilor pe care le-a avut a fost clar superioară celor de la Sportul Studențesc, care totuși au avut o perioadă de 20 de minute în repriza a doua în care au reușit să fie periculoși pentru poarta lui Bobariu. Să vedem însă această lovitură liberă. Un șut direct pe poartă, ce gol! Ce gol marchează Lungu! Senzațională răsturnare de situație! Toată lumea l-a privit pe Lungu cum se pregătește să execute această lovitură liberă. Incredibil șutul lui Lungu și este 2-1. Două minute s-au bucurat cei de la CSU Otopeni. În minutul 82 a restabilit egalitatea Ciortea. Iar Bobariu privea undeva spre vincul porții. Nu a înțeles ce s-a... Iată-l pe Niculescu făcând, am impresia aceeași gafă dumneavoastră, aveți reluarea golului. Niculescu a scăpat balon pe... Nu înțelege nimic Bobariu. Ce este că va fi prelungită această partidă. Iată 3 minute arătate de la margine de rezerva Mihai Ene. Au fost 6 schimbări făcute de cei nu a avut multe întreruperi. Și să vedem acum un șut. Adreu. Chiar îndrăznesc să spun că în multe momente au fost peste adversar. Acum autogol. 2-2, ce meci nebun. În regie Liviu Ciubotariu are ceva de discutat cu spectatorii. Așadar, Sportul CSU Otopeni, Adi Dobre și Dragoș Bogdan.